cifra de 98.980 pacienți oncologici înregistrați la nivel național în fiecare an bolnavi de cancer, diferite tipuri de, de cancer. Și în același timp, anual, România înregistrează un record, aș spune eu, în această zonă, pentru că pierd această luptă cu boala aproximativ 55.000 de oameni. Deci dacă facem un calcul simplu, ar însemna că am 5 familii pe zi, pierd un membru din familie, înregistrează o pierdere ca urmare a acestei boli.